senzațională asupra originii războiului mondial. Ia ediția! Importantă declarație a domnului Octavian... Da, domnule, poftiți, vă rog, poftiți! Importantă declarație a domnului Octavian Goga, ministrul artelor! La Teatrul Național, un nou director, domnul Victor Eftimiu! Ediție specială! Ediția! Să spun că astăzi norii s-au împrăștiat. A apărut soarele. Salcâmul nostru s-a pregătit de toamnă. Și îți mai pot spune că în salon o văd intrând pe doamna doctor Probotă. Cine țipă? Moft. Cine nu țipă? Camarade! Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Nu mai pot. Nu mai pot. Camarade, fie-ți milă. Camarade! Ce se întâmplă? Camarade! Am întrebat lângă pâine un pistol. Radu, mă auzi? Radu. Radule, suntem aici nu ca să-ți repetăm ceea ce se spune de obicei. Recunoștință, țară, datorie. Singura noastră grijă e să te avem cât mai curând printre noi. Să știi că nu e singur. La suferința ta participăm și noi. Asta-i tot. Abia acum am aflat că sunteți aici, domnule deputat. Ne abrutizăm aici. Spune-mi, te rog, care-i starea locotenentului Comșa? Ochiul cred că poate fi salvat. Rămânii sunt în afară de pericol. Radu. 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 M-am gândit mult la tine. Te-am și visat. Doresc ca locotenentul Comșa să fie mutat imediat din sala aceasta comună într-o cameră mai mică, dacă se poate chiar singur. Voi reveni peste câteva zile. În orice caz, până atunci, voi trimite pe cineva cu cele trebuincioase bolnavului. Nu mă îndoiesc că locotenentul Comșa va avea tot timpul o îngrijire specială. Am spus specială, domnule doctor. Thank you.
În România nu se potrivește două ceasuri. La palat arată ora 12, la fundație 12 fără 5, iar pe bulevard 12 și un sfert. Asta este ca și în politica dumneavoastră. Domnul Filipescu spune că a sunat ora războiului, domnul Brăteanul că nu a sosit încă, iar domnul Carp nici nu vrea să se uite la ceas. Ce spuneți? Domnul Carp e un cap foarte bun politic. Și noi, germanii, pentru binele României, am dorit ca acest război să nu aibă loc. În două luni ar fi un război sfârșit? Dacă intra și dumneavoastră în luptă. Pentru mine războiul e la început, la Izer. Și dacă e nevoie, îl vom continua și aici. Sper că n-ai pierdut vremea și ai făcut puțină propagandă pentru mitele Europa. Domnișoară Betty, mai puține manichiure și mai multă atenție. E scris peste tot 17 în loc de 47. Preferăm plata direct, nu prin bancă. Mai primitiv, dar mai prudent pe asemenea vreme. Vă rog. Vindem greu armate germane când e posibil să intrăm în război împotriva ei? Politica e politica, afacerile sunt afaceri. Dacă nu vând eu, vinde altul. Marițo, e gata baia! Caută-mi serviete un plic pentru tine. Nu înțeleg, domnule Valera. Nu înțeleg. Te rog să înțelegi. Nu o fac pentru dumneata. O fac pentru mine. Dispuneți de mine ca de un copil. Nu am decât o singură fată și te socotez de pe acum, băiatul meu. Dragul meu, să știi că un război, în cazul că va fi, nu se câștigă. Radule, gata. În curând am să îmbrac uniforma școlii de ofițeri. Unchiul Alexandru a fost de acord. Am să merg pe front, înțelegi? Înțelegi ce înseamnă asta? Radule. Ce se întâmplă? De ce nu răspunzi la scrisori? Dresezi servitorii să spună că nu ești acasă. Asta înseamnă că trebuie să terminăm.
Trebuie să terminăm. Ce simplu. Ca și când ai spune, m-am săturat de pălăria asta, trebuie să schimb. Vreau să-ți văd ochii când spui asta. N-avem ce vorbi, Zoe, înțelege. Oricum trebuia să terminăm odată și odată. Ești maritată, e casa ta. Interesant. Continuă. Îți place așa? Ți-am spus să nu umbli în lucrurile mele. Degeaba o ascunzi. Tot iese la iveală. Ce te naști? Scoate-o. Scoate-o! Am un semn. Semnele mele sunt ca o piezărea. Frumusețea ta mă arde, m-am îndrăgostit, se pare, și-am visat că stric ciavela. Dar să nu mai râzi de mine. Ofensiva lui Brusilov a fost oprită. Fericire, și-am oftat doar o ciavela. Încercam să-mi țin firea, să-mi împărtășesc iubirea pe sub geamul tău, ciavela. Geamul s-a dat la o parte, mama ta ce ne desparte, strigă uite-o! De data asta se va întâmpla ceva. Intrarea României în război devine iminentă. Împotriva nemților, te rog, nu-i poți suferi pe nemți. Adu-ți aminte, Alexandru, de vitrinele unde șuncile și crembuștii stăteau atârnate printre flori. Și rochile femeilor, ce combinații oribile de culori! Eu, domnilor, urăsc războiul, dar acum cred că am să-i fiu recunoscător. Vreau să mor pentru Ardealul meu. Moftă! Sachelare are dreptate. Războiul fără un ideal înalt este un asasinat. Ce ideal poate fi mai înalt decât reîntregirea patriei? Prietenul nostru, Radu Comșa. Măsa. Radu Comșa, care a ajuns în înalta societate. Ce s-a întâmplat? Ai coborât în mijlocul nostru? Ioane. Ioane.
Radule, așteaptă-mă, vreau să-ți vorbesc. Cum? Radule, ascultă-mă. Maria te-a iubit. O știu. Am simțit-o. Și tu ai ținut la ea? Nu vreau să mă consider un intrus în sentimentele tale. Nu. Pentru mine, de când m-am născut, onoarea... Radule, ascultă-mă. M-am căsătorit cu Maria. Tu ai plecat? Nu știam unde. În numele prietenii noastre, Radule. Hai, lasă-o, dragule. Te rog să mă înțelegi. Lasă-o, dragule. Ăla nu-i Dan Scheanu? Dane! Nu, măi, nu. Suntem noi! Radu, eu! Sunt eu, Virgil Probote! Radu, e Dan, poetul nostru! Domnilor, vă rog, domnilor! Văd că sunteți prieteni, e nebun! Îmi recită versuri și-mi ia banii pentru prafurile lui! Regina nopții, Astarte Hecate, Codoașă bătrână, unii cântă luna pentru că aici, pe pământ, e urât. Lumea s-a ficaloșit. Ce mizerie! Ai, angelul! Sam! 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 Lumea asta e inconștientă. Nu știe sau nu vrea să știe ce o așteaptă. Ia ediția! Ia ediția! România a declarat război Austro-Ungariei! Ia ediția! Decretarea stării de asediu! Ediția! Peste câteva săptămâni armatele românești vor trece Carpații! Comșa! Se vor lupta cu toată voința! Sogătac! Ne batem! În fine! Ne batem pentru Ardealul nostru! Nu poate să fie război. S-a spus de atâtea ori. Ceasul recuceririi pământului strămoșesc a sunat! Mobilizare generală! Ia ediția! Ediția! Decretarea stării de asediu!
Așteaptă părinții, așteaptă și frații, inima la trecătă. Ediție specială, România pe Ardealul! Ia ediția, ia ediția! Ceasul recuceririi pământului strămoșesc a sunat! Ediție specială, ia ediția! Ediția, ia ediția! Părinții și frații, și apoi să mergem la război. Bine, părinții și frații, și apoi să mergem la război. Te las la Arpășești și eu merg mai departe la Iași. Mai rămâne moșia de la Arpășești și toată averea noastră e pusă la adăpost. Da. Ne retragem strategic. În loc să moară pentru țară, se retrag strategic. Ai fi vrut să fii în locul lor? Domnule Vardaru, de mult simt că am o piatră pe inimă. Un bagaj incomod pentru vremurile astea. Se poate, dar înaintea celorlalți aș vrea să pot să mă stimez eu. Înțeleg perfect. Știi bine că înțeleg mai multe decât arăți. Deschizi o discuție inutilă. O boală de Hamlet, categoria 4. Să-ți iei sufletul și să-l torturezi. Socoți războiul terminat? Va veni rândul tuturor. O să vină și rândul tău. Până atunci însă, de ce acest hamletism? Trebuie, nu trebuie, e bine, nu e bine. Eu văd viața jalonată în repere mult mai sigure. Pe mine nu mă încurcă teoriile în viață. Abia acum îmi dau seama ce mare fericire mi-a rezervat destinul. Să trăiesc o catastrofă care va trece prin văpăi umanitate. Părinții mei au murit într-un accident stupid. La fel de stupid cum și-au trăit și viața. Ce poate fi mai consolator decât să dispar cot la cot cu atâția oameni care mor pentru ceva? Doamne ferește! Par că suntem invontabilă. E, dar asta nu-i război, e măcel. Astăzi ne-au dus la spital oameni fără picioare, cu limba smulsă, cu ochii scoși. Oh, le canai. Eu cred că e bine că ne-am lovit de la început de un asemenea dezastru. Asta are să ne dezmeticească, învățăm toate asprimile. Curând îi vom arunca pe toți înapoi. În zău așa trăiam ca un imbecil. Toți cei care ne vom întoarce de acolo o să fim alți oameni. Cum îi urăsc pe toți cei care s-au pitit la partea sedentară. Îi văd mergând pe stradă rușinați de ei înșiși. Ia ediția! Ediția! Ia ediția! Evacuarea populației e o chestiune deloc simplă! Ia ediția! Adunarea parlamentară amânată și mutată la Iași! Evacuarea ministerelor! Evacuarea tuturor instituțiilor! Populația se refugiază spre Moldova! Ia ediția! Bilete de tren vândute la speculă! Ia ediția! Ediție specială! Până-l aici. Dacă vin nemții în casă, pe răs tabloul, le spui că am învățat la Viena. În vremurile astea, orice expedient este permis. Poate îmi scap casa. Ediția! Ia ediția! Bucureștiul se predă! Camera parlamentară se amână și se mută la Iași! Ia ediția! Armatele germane la 30 de kilometri de capitală! Ediția! Domnule Comșa! Domnule Comșa! Domnule Comșa! Aici, domnule Comșa! Nu mă mai cunoști, domnule Comșa. Coana Tincuța? Mama... Da, mama mea. Pe Dinu nu-l cunoști. Dar cum ați ajuns aici? Să așteptăm ocupația? De la Virgil n-am nicio veste. Am vândut tot și am cumpărat un cal și o căruță. Două femei singure? Cu un copil pe vremurile astea? Trebuia să veniți la mine, sau la domnul Vardaru. O să vorbesc cu șeful stației. Măcar să vă depostească noaptea asta. E un om pus de Vardaru. Dacă ești bun, îngheață copilul în frig. Da, imediat. 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 Stați pe loc. Radu! 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 Oh, ce noroc. Hai că te căutăm. Să rămână. Urcă. Oprește puțin. Radu, stai cu minte.
Spune-mi, ce mai e pe la Arbășești? Ce fac peștii mei japonezi? Deschide gura. Cad frunzele. Încă o toamnă. Maria, eu te-am iubit. Știi? Mă crezi? Mă crezi? Te-am înțeles, Fugă. Iubirea unei fete sărace. Tu n-ai făcut niciodată să trăiești așa cum trăiește Virgil. Să știi că îmi pare rău că te-am jignit, că te-am rănit. N-are niciun rost, Radu. Nu simt nici ură, nici teamă, nici neliniștea de care fugeam odată, dar pe care o căutam. Nu mai simt nimic. Sunt aici ca să te fac bine pe tine și pe alții. Aseară m-am surprins cântând și mă gândeam că sunt ca fetele de la țară, care după ce se mărită nu mai cântă decât cântece de leagă. Viața în Mofsenistru. Ca să vedeți, domnule Comșa, unde este osândit să-și încheie viața acest mare poet care a fost, care este, Dan Scheianu. Vai, 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 vai. Să nu-mi scrii. Să nu-mi dai de veste. Stai mai departe. Oftica. Ești un om sănătos, Radu. Prostii. Boala ta nu e atât de gravă. Mi-a spus Maria, apropo de... E chestie de îngrijire. Am o cameră, dacă vrei locuim împreună. Vrei? Vii cu mine? Domnim, citim... Crezi că s-ar putea să mai scap? Bineînțeles, Dan. Hai, vii. Mașina e jos. Dacă vrei într-un sfert, doresc scap de toată mizeria asta de aici. Fereastra mea de grădină. E soare, e plăcut, miroase bine. Prostii. Nimeni nu poate crede. Viața e numai aici. Se sfârșește aici. Ne trebuie o minciună ca să credem în ea. Și eu o cerșesc. Și de fapt, e așa de urâtă viața asta. Hai să nu mai pierdem vremea. Maria Probotă vrea să te îngrijească. Dorește neapărat, i-a scris și Virgil. Vezi dorința tuturor. Hai, vii. Virgil e tot pe front? E tot pe front. Și tu cum ai făcut să nu? Și eu plec pe front. În 3 săptămâni, maximum o lună, sunt pe front. Hai să mergem. Haide. Spui că vrei să stăm împreună? Tu în 3 săptămâni pleci? Nu o să mai fi nevoie să stai în pat. Îți las camera mea. Minți, cum e rușinare. În 3 săptămâni am să fiu mort. Ce înseamnă asta, Dani? O să mă vezi murind? Dar să aștept să mă mort.
aștept să te hotărăști. Vrei să mă vezi murind? Afară! Ești afară, canalie! N-ai idee ce bucuros am fost când te-am văzut. Nu te așteptai să mă găsești aici, nu? Nu prea. Dă-mi și mie să-mi răsușesc una. Mahorca de-a noastră? Păi și te iei cu uniforma mea, nu? La început e greu. O săptămână, două. De urmă ai senzația că lumea de dincolo nu mai există. Se miră de ei, cu grijile lor mărunte, provizii, cursul aurului, scutiri de rechiziții. Poate aș fi ajuns eu așa. Crezi că am să mai pot ajunge vreodată ca ei? Crezi? Nu știu eu. Întrebările astea mi le pun și eu. Oprește! Oprește, hai! Rămâneți mult la noi? Nu știu. Câteva zile, o săptămână. Până ne refacem. Ne duce întrebi. Întreb ca să scoate niște lucruri din odaie și să îmbătăți supăram. Cum te cheamă? Catrina. Catrina? Numai că domnul locotenent Banta și-mi spunea Catrinel. Ah, Catrinel. Domnul locotenent Banta? Care a stat aici, în odaia asta. Da. Spune, Catrinela, ce-ți pare rău că am venit eu în locul domnului locotenent Bantaș? Și-au făcut revoluții. Știi că cer pământ. Și nu ascultă nimeni cererea, așa singur pământul la care au drept. Și că porunca stăpânirii este ca cei care au luptat să li se dea pământ. Mai cred alții. Până la Dumnezeu te mănâncă sfinți. Asta e de când lumea. Dacă nu mă întoarce acasă, care nu mă întoarce? N-am lăsat să mai fie așa cum a fost. Mai întâi să-i scoatem pe nemți din țară. Ediție, înaintarea oștilor române în Ardeal! Brașovul întâmpină cu entuziasm armata română! Ediție specială! Ediție specială! Da.
poată! Să spun drept, eu nu regret nimic din ce am pierdut cu războiul. Decât când mă gândesc la unele fericiri de atunci. Pentru mine pacea e un colț de fereastră la cafenea, caloriferul te încălzește, tu-ți bei cafeluța liniștit și privești la lume cum se vântură în sus și în jos. E de-a dreptul absurd ca lumea să se extermine reciproc și să îndure atâtea suferințe numai ca dumneata să te poți întoarce să-ți bei cafeaua. Îți închipui că viața poate da omului altceva decât te-a dat de la Cain și Abel încoace? Și eu, domnule capitan, și eu cred în forța morală a războiului. Ești nou pe aici, logotenente Comșa? Stăm de vorbă peste o lună? Stăm de vorbă când doriți. Da, da. Convingerile mele nu țin seama de timp. Lasă-mă pe mine. Războiul a venit să scoate din această lume veche, obosită, nesatisfăcută noțiuni noi. Mihai! Tu știi că am ucis un om. Azi noapte am fost într-o patrulă. Ne-au ieșit trei nemți în față. Doi au ridicat mâinile să se predea. Și al treilea a dus până la pistol. Și atunci am tras. Am tras. Mihai. Am tras. Mihai. Când l-am văzut prăvălindu-se, am înnebunit de fericire și de ce? De ce? Pentru că am omorât un om! Am omorât un om! Am omorât! Mihai! Mihai! Dacă nu trăgeai tu, trăgea el. Tocmai asta e îngrozitor. I-am cercetat actele. Avea aceeași vârstă cu mine. Ăsta e războiul. Victoria de la Mărășești! Ediția! Ediția! Victoria de la Mărășești! În focul unor lupte crâncene, ostașii noștri s-au acoperit de o glorie nepieritoare! Tu ești, Catrina? Ce faci acolo? Nimic. A scos cum plouă. Ai să răcești. Du-te la culcare. Nu pot să dorm, în casă e cald și mă mâncă hore. Plecați mâine. Da, plec mai bine. Am auzit că începe iar. Au trecut tunuri multe și mari. Noapte bună, Carmen. Dacă te duci, noapte bună.
Mihai. Și acasă și soarele este bun cu tine. Când îți vor scoate mizeria aceea de bandaj, o să dai de zi frumoasă. Aproape că îmi pare rău că ne vindecăm. Mă tem că tot ce am vorbit și am hotărât în camera asta să nu rămână un moft. Eu nu mă tem, Măgre. Am adunat în unele astea de întuneric atâtea gânduri, întrebări și răspunsuri, încât în mine a renăscut un alt om. Aici e ușor să hotărăști. Dar în viața te silește la tolmeli. Am sfârșit de moft. Ba nu. Nu. Din potrivă. Să ne căutăm unii pe alții. Căci nu suntem numai doi. Presim că sunt sute care se caută. Înțelegi? Cred că și aici, aici în spital, sunt destui. Tu ce spui? Ce-ai pus în noptieră? A, țigările. Toți cei care au ucis n-o să uite asta toată viața. Fiecare o să aibă mortul lui în amintire. Și acesta o să fie prezent în fiecare act al vieții. O să se răstoarne toate minciunile, să vezi. Maria, apropo, tu n-am mai trecut pe aici de o săptămână. Poate că și ea m-a uitat. Mofturi. Nu pe Maria o aștepți. Ce-ai spus? Nu, nu, nu. Nimic. Mofturi. Acest miracol îl datorăm războiului. Toată omenirea va fi după război într-o generală adolescență. Bine, bine, bine. Dar ce ideile de bine, de frumos, de altruism sunt apanajul adolescenței. Bine, 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 bine. Apanajul adolescenței. Deocamdată să ne liniștim. Ar trebui să vin odată. De luni de zile zac în bezna asta. Fii calm, părișor, fii calm. Este așteptat domnul Vardaru. Numai în prezența dânsului. Altfel cine să primească felicitările? Minți! Mogrea! Minți! Te minți! Ți-ai formulat propriile teorii intelectuale despre război și o viață nouă. Abia aștept să vină Vardaru să te ducă la candeluța sau în mânărica ta! Nu-ți permiți! Să-ți arăt atunci ceea ce doctorii nu vor să se grăbească să-ți arate. Așa este ordinul domnului Vardaru. Ar putea face un șoc, domnul Comșa. Ori dânsul nu este pregătit pentru șocuri. Dânsul și-a dorit. Și-a dorit o rană superficială, adică așa cum este dumnealui. Să fie și să nu fie. Ah! Oh! Oh! Mogrea. Mogrea, văd! Atunci, vezi-te până la capăt. Ai întins mâna după înșelare. Ispășește-o.
ediție specială! Ia ediția! S-a semnat tratatul de pace de la Versailles! Victoria cea mare! Alibirea Transilvaniei la patria mumă! Jertfele ostașilor noștri își văd acum împlinirea! Ediția! Poșnesc frunzele. Și mirosul lor mă amețește ca un lichior vechi. Ca un lichior? Luminița, eu... Nu, Radu. Te rog. Lasă așa. Luminița... Hai să stăm. Radu, poate m-a ajuns tu să mă explic. Vreau să fiu sinceră, dar nu pot. Ca să fii sincer, trebuie să știi ce e în tine. Nu? Azi sunt într-un fel și mâine nu mă mai recunosc. Care sunt eu? Eu cea adevărată. A trecut numai un an și suntem atât de diferiți de... Radu! Nu poate să fie așa, nu pot să cred. Cum tot ce-am visat noi, tot ce-am gândit noi... Nu se poate sfârși așa. Nu putem să uităm tot trecutul ăsta al nostru. Eu nu sunt un trecut. Iartă-mă, Radu. N-am vrut să spun asta, iartă-mă. Eu sunt doar un alt om. E ceva rău între noi. Dar o să treacă. O să ne mulțumim cu cine de viață. O să ne facem o fericire a noastră din puțin. Din restul. Sărută-mă. Eu te vreau. Te vreau. De ce ești ascuns? Din pricina unor cicatrice? Totul se repară. La Paris sau la Viena, un chirurg poate face minune în câteva ceasuri. Obiectul Radu Comșa se supune ordinei și modificărilor cerute de domnul Vardaru. Nu mă mai însor cu Luminița. Dacă îmi permite să raportez, sunt alt om.
m-am întors din război alt om. Mai precis, m-am descoperit pe mine. Aș vrea să știți că suntem destui cei care credem că ar fi o dezertare dacă n-am continuat lupta aici. Auzisem de părerile tale politice. Prietenia cu Mogre acela, într-un caracter slab și ușor influențabil ca al tău. Da. Vreau să zic că suntem acum și pentru revoluție. Nu e vorba de asta, ci de cu mult mai mult. E vorba de o dorință generoasă de sacrificiu, de un ideal al binelui universal. Frate, teorie, Radule. Omul nu se supune, nu se sacrifică idealurilor vagi. Nu putem face miracole. Tot ce putem face e să corectăm puțin și treptat realitatea. Ideile generoase duc la dezordine, lirismul la catastrofe. Eu nu înțeleg o societate de nefericiți, egali în mizerie. Automat, societatea creează o diferențiere, o ierarhie. Ăsta e argumentul tuturor puterilor. E argumentul istoriei, Radule. Sunteți ca niște copii. Din fericire, copiii bat din picioare și se întorc la realitate. Prieteni, să ne găsească ceasul pregătiți. Avem arme, avem oamenii cu noi. Acum, să auzim părerea voastră ca împreună să hotărâm un plan de acțiune. Să vorbesc în Bocăneț. Să auzim glasul soldaților noștri. Camarazi, prieteni, eu nu știu să vorbesc. Eu sunt țăran, agricultor. Eu numai cu țăranii, cu ostașii vorbesc. Camarazi, hotărâți și eu fac. Atât am de spus. Vă jur, hotărâți și fac. Să vorbesc, Mogre. Ce atâta vorbă? Să ne pregătim pentru răfuiala cea mare. Să-i chemăm la răspundere. Să-i înjugăm la plug. Să n-avem nicio milă față de muierile și de copiii lor. Dacă va fi nevoie, le vom arde casele și le vom spinte ca pruncii. Să pregătim revoluția, camarazi. M-au auzit un cuvânt greu. Revoluție. Asta înseamnă iar măcel, iar sălbăticii. Și asta pentru ce? Spune tu, pentru ce? Pentru o fericire problematică. Avem vreo pregătire pentru revoluție? O doctrină? Experiență? Aiurea. De o parte diletanțe, de cealaltă parte deznădăjduiții. Noi știm unde încep revoluțiile, nu știm unde se sfârșesc. La o suferință prezentă vrei să adaugi altă de viitoare? Asta vrei? Eu cred că revoluția s-a făcut, prieteni. Revoluția s-a petrecut în noi. Noi eram altfel de oameni și acum suntem alții. Eu am un dușman de moarte. Când am ieșit din spital, l-am căutat. L-am întâlnit. L-am întins mâna. L-am mirat, n-a spus nimic. Sunt convins că în conștiința lui opacă a mișcat ceva. Asta mi-e de ajuns. M-a pus un grăunte care sunt sigur că va germina. Să facem puțin bine acolo unde putem îmbuna o asprime. Moft! Moft! Ioane, zău așa! Moft! Mogrea dragă, tu ai vrea să distrugi totul pentru că ai voluptatea să o lovești brutal. Nu ne-am adunat aici să ne plângem ca muierile. Ni să ținem predici de amvon. Hotărâți și eu fac. Dar revoluție nu. Camarazi, domnilor, prieteni,
Revoluția nu. Revoluția nu. Nu. De ce dezorientați oamenii? Eu cred că socialiștii au dreptate. Nici sălbăticie, nici teorii abstracte. Are un temei istoric și slujește un ideal înalt. Al libertății și a dreptății aici, pe pământul moștenit de la străbuni. Domnilor, domnilor, dați-mi voie. Seneca, ilustru discipol al lui Zenon, într-o scrisoare adresată lui Lucilius, condamnă războiul cu următoarele cuvinte. Profesorul Grasset afirmă, pe de altă parte, eu plec în Ardea. Dacă privim în natură, hai, scrie generalul Bernardi, hai să vedem început ce o să fie mulțumit. Găsim că războiul e legea fundamentală a evoluției. Chiar dacă se întâmplă la unele moluște și la unii viermi, ca elementul bărbat de la un individ să-și fecundeze ouăle... Crezi că ne-am adunat aici ca să ne înveți cum fac viermii copiii și cum să-i facem noi? Meseșugul ăsta l-am învățat cam de multișor. Vreau să expun idealul moral al omenirii în fața unui război, domnilor. Concluzia! Poftim? Care este concluzia ta? Asta ne interesează. Concluzia. Numai bunul Dumnezeu poate să spună ce e drept și ce nu e. Frate, n-am hotărât nimic. Ca să hotărâm, trebuie să ne înțelegem. Și fiecare vrea altceva. O să facă fiecare cum îl taie capul. Restul e moft și 1000 de mofturi. Afară! Cândva nu-ți jucai propria fericire pe vorbe. Într-adevăr, ai datoria să te sacrifici atât cât îți îngădui instinctul pentru a face un bine real. Dar nu să-i tulburi cu chimere. Cum ai aranjat lucrurile? Ai fost magistrat, faci carieră. Carieră politică, în primul rând. Semnul tău de pe obraz e un capital electoral care nu poate fi neglijat. Tu ai fost un viteaz pe front. Totul e cum să știi ca să lucrezi cu vorbele. Cum ai făcut tu, copile? Să-i spui țăranului că-i dai, chiar dacă iei. Ne-ai sărăcit, cu o sârdie la muncă, am îșghebat oștea. Părințele, cu tot ajutorul lui Dumnezeu, ați pierdut proces. Asta înseamnă să fiți cu minte și supus, altfel și el de sus s-ar putea supăra și mai rău. Pentru ce am mai luptat pe front? Pentru ce ne-am mai pus viața la mezat, dacă ăia care au rămas la căldurică ne lasă mai săraci ca înainte? Se cuvenea atâta după ce gospodăriile ne-au fost fărâmate și călcate de armată. Dar domnul Brâzovenescu vine cu avocatul și ne lasă pe drum. Ticălosule. Ai adormit în mine orice fel de elan dezinteresat. Radule. Și acum dacă mai stărui și nu mă mătur din calea dumii tale, este pentru că te încăpățânesc să faci ordine aici, aici și aici. N-aș permite altuia să îndrăznesc. Te urăsc! Ai făcut din mine un laș. M-am depărtat de lumea mea, m-am înstrăinat. Parcă aș fi un vierme îmbuibat. Asta ai făcut din mine? Un fierme împuibat! Cum să? Ai fost ceea ce ești.
Ce-i cu tine, Radule? De ce nu mă răspunzi? Ce să-ți spun? Înțeleg ceva din dezolarea ta, Radule. E înrudită cu a multora dintre noi. Numai că fiecare se mărginește la el sau la profesia lui. Nu observă că suntem atinși de o boală generală, o temere, o îndoială. Nu slujim oare o înșelare? Nu suntem oare complici la o înșelare care pregătește omenirii alte suferințe mai teribile? Domnule, frățioare! Anico! Anico! Cât am vrut să te vadă! Ieri am primit telegrama. Te-ai dus și n-ai lăsat, mamucuța, maichi! Cine-i visul de la oraș? Mamucuța mea! Nu și-am scos nici pălării. Uite, nu-i pică nicio lacrimă. Dumnezeu să o ierte. Fierul este un metal. Fierul nu se scoate din pământ. Ce este fierul? Fierul este un metal? Nu, el dânsul. Fierul este un... Să nu-mi spui atâta vreme că bărbatul tău nu s-a mai întors de război? Că te lupți cu greutățile? Îmi cer iertare că atât de târziu m-am gândit la voi. Celelalte le duc eu singură până la capăt, cum le-am mai dus. Dumneata cu băiatul să mă ajut. Vreau să-l pregătesc pe Ghiță pentru învățătură mai înaltă, la oraș. Să se bucure mai târziu de o viață îndestulată, așa cum ai dus dumneata. Am să fac tot ce-mi stă în putință. E datoria mea. Fierul, fânta și oțelul, fierul... Ghiță! Mă, Ghiță, mă. Tu știi cine sunt eu. Voi fi domnul perceptor. Oameni buni, acum știu ce am de făcut. Am să am eu grijă de copiii ăștia. Am o datorie îndoită. Să tai surorii mele și ai unui soldat căzut pe front. Am jucat să mă rup, să-mi dau să sacrific ceva din viața mea pentru binele general și al tuturora. Numai că tot ce am încercat s-a împotmolit în urâțenii fără folos. Pentru că am uitat că datoria cea mare și simplă începe mai de aproape.
Prin urmare, dumneata ești Radu Comse. N-ai de unde să mă cunoști. Eu sunt învățătorul cel nou. Învățătorul cel vechi îmi vorbea mereu de dumneata. Radu Comșa în sus, Radu Comșa în jos. Spunea că te așteaptă un viitor strălucit. Avem o datorie noi, cei care am plecat de la sate. Să întindem mâna și altora. Și să-i ajutăm să-și găsească un drum. Dacă fiecare dintre noi, cei care ne-am întors de pe front, am fi săvârșit o faptă bună într-un an, o faptă bună aici, o faptă bună dincolo, dreptatea s-ar fi înfăptuit de la sine. Îmi pare rău că trebuie să te contrazic, domnule Comșa. Toți ne-am spus că după grozăviile prin care am trecut are să fie bine și înțelegere. Azi însă când deschizi gazetele vezi numai că iar se adună în conferință, își fac planuri. Se vorbește despre alt război. Poate că mai avem nevoie de război. Nu ne-am învățat tot. Îmi place, Nică. Cred că v-a spus, Anica. Ce? E cum ce? Chestia noastră. Eu și cu dânsa... Nu mi-a spus nimic. Din partea mea aș fi ajuns la cununie. N-am ce spune. Femeie vrednică la gospodărie, vrednică la câmp. Eh? Dar n-a vrut nici eu capul. Întâi, de ce ar pierde pensia? Domnule sergent, abia acum aflu. Nu mi-am închipuit. Nu, trebuie să mă gândesc înainte să iau o decizie. Ce decizie? Nu-i vorba nicio decizie. Ghiță! Ia duci-te în rachiu. Hai, trap, castravete! Poate dumneata crezi că ai vreun drept să te amesteci? Mă întorc și zic, a unde erai dumneata atunci când a rămas văduvă? Și avea nevoie de cineva să o scoate din necaz. Hă? Trap, hai! Dumneata nu servești? Îmi pare rău, ne servim noi. Pe mine vă rog să mă iertați. Bine, după atâția ani în inspecție. Poate vrea să dreseze și un proces verbal, nu? Adică de ce se amestecă? La ce-mi cere să mă stric eu cu Mitriță? Nu îngrijesc eu de copii? Care ogor altul decât al meu e cel din tâi arat prășit? Nu-s carne omenească și eu? Și acum ce faci? Ce să fac? L-aștept să plece, să-mi văd de necazurile mele. Nu i-am cerut nimic și nu-mi trebuie nimic. Să mă lase în prostia mea, că 10 ani n-a știut de noi. E un străin. Ediția! Înfăptuirea reformei agrare în proprietărirea țăranilor! Ediția, moartea lui Ice Frimu, ancheta asupra morții sale, suspendarea ziarului socialismul, autoritățile sunt nevoite să revie asupra măsurii. Ediția, grevă socialistă în capitală, încetarea lucrului în uzine și ateliere, întrunirea de la Dacia. Ia ediția, tentativă de crimă și incendiu în orașul Iași, vânzător de carne vie, femeia care ucide. Ediția. Oricât ai încercat să-ți ascunzi regretele, ți se citesc în ochi. Nu înțeleg. Ce vrei să spui? Vorbesc românește. Regretele tale. Mogrea, dacă într-adevăr ai un motiv care să-ți dea dreptul... Îmi dea dreptul? Sunt numai un prieten care văd. Îmi fac o părere. Ești ostenit de toate. Te-ai descurajat. Tu erai făcut să ceri vieții plăcere. Tot felul de plăceri. Mogrea. Nu să te bați cu morile de vânt ca un zevzec ca mine. Suferi astăzi, Comșa, nu pentru că războiul te-a atins în viața ta sufletească, ci pentru că te-a lovit pe unde păcătuiai. Nu-ți permit. Îți dau un sfat. Îți dau un sfat. Lasă-te de toate aceste mofturi pentru care ți-ai pierdut vremea. Lasă-le pe seama mea și altora ca mine. Nu încerca să schimb lumea, pe care nici nu o cunoști. Întoarce-te la viața ta dinainte, dacă mai poți. Dacă te mai primești.
Ce faci? Unde te duci? O să le arăt că aici, ori pe lumea cealaltă, tot eu rămân. Așa cum a făcut mama. Zevzec, mitocan, calic, cum vrei. Dar cu ciolanele țepene, nu tăritoare. Bună ziua, domnule ministru. Un anarhist a aruncat o bombă artizanală. Ce putem spune cititorilor noștri? Credeți că a fost un act anarhist sau mâna socialiștilor? O rătăcire anarhistă. Socialiștii sunt mult mai periculoși. Ei fac politică. Ediție specială! Ia ediția specială! O sinucidere spectaculoasă! Ediția! Ediție specială! Ediție specială! Un învățător anarhist aruncă o bombă asupra Palatului de Justiție! El moare în explozia provocată de el însuși! Ediția! Declarațiile domnului ministru Vardaru! Ediție specială! Ediția! Ia ediția! O greva muncitorilor de pe Valea Prahovei! Agitațiile de la Iași! O manifestație în fața Teatrului Național! Ediția! Ediția intelectuală alături de muncitori! Liderii socialiști cheamă la unitate de acțiune! Ediția! 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 Ediția intelectuală alături de muncitori! Crima din strada agricultori! Un tânăr este ucis de fratele său! Manifestați în fața Teatrului Național! Represiunea sângeroasă se trage în plin împotriva manifestanților! Mare furt de alamă! Arestarea unui falsificator de bani și repetea pastrea drogului! Crima din strada Uranus! Un șofer înjunghiat mare folosit în adevărul! Agresorul! M-am săturat de atâta lume. Da, viața nu e ingrată. Eu sunt mulțumit.
O speranță îmi renaște inima, în piept tot bate și exclam. Savanți și militari din toată lumea vorbesc despre un viitor război ca despre o fatalitate inevitabilă. Eu nu pot să spun că acum sunt mulțumit. Am un laborator admirabil înzestrat. Prepar o lucrare serioasă. Am câteva comunicări la reviste de specialitate despre care s-a făcut oarece caz. Până la urmă toți străbați. Viața nu e atât de ingrată. Freud? Bine, dar este o oroare. Adică trebuie să accept că Mimi îl iubește mai mult pe Radu și frate-sul pe Luminița pentru că așa vrea doctorul Freud. Căutăm teoriile la modă la nemții. Ciudat rezultat al războiului. Toată lumea vorbește de Freud. Mă gândeam chiar azi după un vis al Luminiței. Dimineața când s-a trezit, mâna mea dreaptă era prinsă sub ea și... Radu. Da, da. Viața nu e atât de ingrat. Eu sunt mulțumit. Într-adevăr, Maria nu mai e. Dar toți sfârșim prin a accepta viața. Adaptarea e un principiu de existență, o condiție. Da, da. Iată o judecată sănătoasă. Deci lumea asta e inconștientă. Nu știe sau nu vrea să știe ce o așteaptă. Atenție la piruet, atenție, atenție, distanțele. Mișcare, ritmul mai trepidant. Mișcare, una, două și balanse, trei, develope, poză. Nu se poate, fetele, nu sunteți atente. Încă o dată, vă rog frumos, reluați. Camelia, fii atentă, brațul, piciorul, degajeu elegant. De mult a fost ora închiderii. Ui. Pentru că oamenii să afle că răul nu e în afară, e în noi. Poate că loc și lumea. S-a ticăloșit lumea. Hai, cu mama. Hai că te-ai îmbătat de necazi de supărare. S-a ticăloșit lumea. Da, știu. S-a ticăloșit lumea. Stai din gură. S-a ticăloșit lumea.
un chevalier. J'ai une idée extra. Il y a un fleur dans la montagne. Voilà, un fleur. Hein? Bonne idée. Je vous aime, madame. Qui suis-je? Qui suis-je? C'est moi. C'est moi! Tâche că trezești lumea! De ce bei dacă nu știi să bei? Uite în ce hal ești! De unde te cunosc pe lumea ta? Ha? Nu mai văd. Canalii. Madame! Toți dorm. Înființarea Ligii Națiunilor cu sediul la Geneva, România membru fondator. Ediția, ediția, revizioniștii contestă pacea de la Versailles. Naționalul Clujan își deschide stagiunea cu drama Ovidiu de Vasile Alexandrii. Ediția, bro, ediția. Astă seară la cinematograful select filmul Ecatenea Todoroiu, eroina de vejii. În continuare filmul Războiul nostru. Ediția.